Știți prea bine că am aprobat în ședința noastră de Consiliu, în urmă cu o lună aproximativ, o procedură, respectiv o listă de drumuri care stă la baza unei licitații pe care noi o facem acum și este în derulare. Întâmplarea face că chiar astăzi este ultima zi de negociere cu băncile, așa încât la finalul zilei vom avea banca câștigătoare a acestei proceduri, care noi am optat să fie un fel de o analiză, cu anunț prealabil, deși nu era nevoie de asta fiind acceptată de la licitație, însă am făcut o procedură transparentă. Colegii mei din comisie, împreună cu consultantul pe care tot noi l-am desemnat și care ne ajută, vor desemna astăzi un câștigător, o bancă. Astăzi sunt ultimele negocieri punctuale cu băncile care au făcut oferta și vom avea un câștigător pentru creditul de aproximativ 50 de milioane de euro, după care noi vom face demersuri la Ministerul Finanțelor pentru a putea intra pe datoria publică, dacă se poate, cu cea mai mare sumă anul viitor și probabil în anul celălalt cu restul de sumă, întrucât e nevoie, intrând pe datorie publică, e nevoie de o aprobare a unui comitet interministerial, dar îndeopște Ministerul Finanțelor are rolul decisiv aici. După ce vom definitiva astăzi oferta câștigătoare, avem deja drumurile stabilite, avem deja contractele cadru în care unele se pot desuspenda și vom putea lucra cel puțin pe 4 drumuri din lotul CHIAT. Ne apropiem de finalul procesului cu CHIAT și vedem dacă celelalte drumuri prinse în acest contract cadru rămân în vigoare sau trebuie să le relicităm. De asemenea, cealaltă parte de județ cu celălalt lot, unde mai sunt aproximativ 70 de kilometri de drumuri, ele pot intra de îndată în lucrări. Chiar astăzi, prin direcția de buget, aprobăm o sumă pentru actualizarea studiilor de fezabilitate a expertizelor și de fapt a studiilor GEO și a proiectelor tehnice. Așa încât în perioada de iarnă să putem finaliza și asta, iar în primăvară să putem intra pe cât mai multe drumuri în reabilitare. Deci avem drumuri unde putem lucra din primăvară, singura condiție fiind de a actualiza aceste studii și, de ce nu, de suspenda acele contracte cu CHIAT-ul, care sunt 4 drumuri importante și au vreo 200 de kilometri, cred. Cele 4, 160 de kilometri. Deci, drumurile sunt și ele, pot spune, proiectul acesta pe care l-am asumat cu toții de credit și de reabilitare, sunt în linie dreaptă și cred că vom putea în viitor să reabilităm kilometri de drum județean și sper eu să avem sprijinul dumneavoastră de a schimba în bine fața județului din punerea drumurilor județene, pentru că e un proiect vechi de care tot am vorbit și cred că toate partidele au interes să facem cât mai mulți kilometri. Vom trata individual fiecare drum în parte. Acolo unde s-a lucrat pe întrețineri de drumuri și în anul acesta s-au făcut plombării sau s-au făcut covorașe care sunt corect făcute și drumurile arată bine, acolo vom merge, după ce vom avea un studiu geo și tot ceea ce e nevoie, evident că nu vom mai sparge drumul, să refacem din nou tot ce am lucrat în anul trecut, doar ca să facem cu fundație și să sparcem tot ce s-a reabilitat. Fiecare drum va fi tratat individual, iar acolo unde expertul va spune că e nevoie de spargere de fundație și luat drumul de la zero se va face, unde ne va spune că capacitatea portantă a drumului și lucrările făcute de noi în ultima perioadă sunt corecte și drumul rezistă. Acolo, evident, vom merge doar cu straturi de asfalt și cu șanțuri, așa că să putem reabilita cât mai mulți kilometri de drumuri. O să vă informez la ședința viitoare cu privire la stadiul actualizărilor studiilor pe care le facem și, de asemenea, cu privire la banca care a fost desemnată pentru a ne acorda acest credit. Condițiile de creditare le știți și dumneavoastră, au fost discutate aici, iar acum se negociază pentru o ofertă cât mai bună, legat de celelalte aspecte ale creditului, nu numai strict dobânda, ci termenul de grație, modul de rambursare și așa mai departe. Sunt multe alte elemente pe care comisia le are în vedere, împreună cu consultantul care îi ajută pe colegii noștri. Legat de